Autoritățile române sunt precaute după ce un tânăr a fost transferat în această după-amiază de la Spitalul Județean Bacău către Institutul Matei Balș din capitală. S-a întors de 9 zile din China și încă de atunci avea dureri și febră. Surse din cadrul Ministerului Sănătății spun că testul rapid ar fi infirmat diagnosticul de gripă, însă în București îi vor fi făcute investigații specifice coronavirusului care sperie o lume întreagă. Cert este că responsabilii continuă să instituie diverse măsuri la recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, care vorbește despre un nivel de amenințare înalt pe plan internațional. Până acum, coronavirusul a ucis 81 de oameni. Aproape 3.000 de persoane sunt infectate la nivel mondial. Tânărul adus din Bacău are 24 de ani și este student în provincia Zhejiang, din China. În 17 ianuarie a venit în vacanță și se simțea rău. A încercat să se trateze acasă, dar pentru că starea nu i s-a ameliorat, astăzi a mers la Spitalul Județean. S-a prezentat în UPU inițial cu niște simptome de gripă. Am luat legătura cu Institutul Matei Balș, urmând ca el să fie transferat pentru investigații amănunțite acolo. A fost consultat de către medicii de la UPU și de către infecționist. S-a făcut un test rapid de gripă care a fost negativ. Cei de la spitalul din Bacău au luat decizia să îl transfere la Institutul Matei Balș din capitală. Este singurul loc unde există reactivi pentru depistarea noului coronavirus. Aproape 3.000 de cazuri de îmbolnăvire au fost raportate până în acest moment în toată lumea, iar 81 de persoane au murit. 70% din cazuri sunt forme ușoare ale bolii, iar 51 de persoane s-au vindecat până acum pentru că au primit medicamente care tratează simptomele. În aceste momente, specialiștii din China analizează posibilitatea ca în cazurile grave să fie aplicat același tratament care se folosește în infecția cu HIV. În toate spitalele de boli infecțioase există o astfel de medicație și noi ne-am angajat să redactăm protocol terapeutic în așa fel încât să putem să intervenim dacă va fi cazul. Eu am constatat din datele prezentate în literatura de specialitate că în primele 2-3 zile pacientul dezvoltă pneumonie, dar în afebrilitate, fără febră. Ceea ce schimbă cu totul datele problemei și respectiv modalității de monitorizare la intrarea în țară a unor astfel de persoane. Posibilitatea ca noul virus să ajungă în România rămâne totuși scăzută, cred specialiștii de la noi. Problema nu este legată de mortalitatea actuală și de procentul de infecții grave, ci de posibilitatea ca datorită transmiterii repetate interumane acest virus să devină, noi așa îi spunem, mai virulent, adică mai patogen și să producă un număr mai mare de cazuri grave, inclusiv de decese. Comitetul interministerial impune măsuri necesare pentru a evita răspândirea infecției. S-a creat pe aeroporturile internaționale o linie specială de acces pentru pasagerii care vin din China. De asemenea, avem o bază de date și știm localizarea lor pe teritoriul României. Chiar dacă febra poate apărea și după 2-3 zile, ministrul sănătății spune că vor fi instalate termoscanere în aeroporturi. În cazul în care vor exista și în România pacienți infectați cu noul coronavirus, primii 10 vor fi internați la Institutul Matei Balș. Alte cazuri pot fi tratate la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din capitală, dar și la cele din Timișoara, Iași, Cluj și Constanța. Autoritățile sanitare din Beijing se așteaptă ca viteza de răspândire a virusului să crească, tocmai pentru că cei deja îmbolnăviți sunt contagioși înainte ca simptomele să devină vizibile. Acum, în punctul de plecare al epidemiei, străzile sunt pustii. Orașul cu 11 milioane de locuitori a fost închis. După cum reiese din filmulețele postate pe rețelele de socializare, s-ar fi recurs chiar la focuri de armă pentru a-i opri pe cei care ar fi încercat să fugă. Cadrelor medicale le e tot mai greu să-i trateze pe toți cei care cer ajutor. Printre cazurile confirmate sunt și medici care au fost puși în carantină. Pe tot teritoriul chinez, autoritățile au impus măsuri drastice. Vacanța de anul nou a fost extinsă, iar comerțul cu animale sălbatice a fost interzis. În Wuhan au fost trimiși mii de militari și medici civili ca să ajute la trierea și tratarea bolnavilor. The health officials on Sunday here in China announcing that they plan
to step up production immediately of some of those hazmat suits. They say they need an estimated 100,000 hazmat suits each day. În lipsa unor informații concrete legate de virus, au apărut și teorii ale conspirației. În Wuhan există un laborator înființat de autoritățile de la Beijing după epidemia SARS din 2003. Scopul declarat al laboratorului e tocmai cel de a contracara eventualele epidemii de boli infecțioase. Noul virus a devenit repede o problemă globală. Totul a pornit din orașul Wuhan, cu 11 milioane de locuitori, al șaptelea ca mărime din țară. Deși are o populație mai numeroasă ca a României, această zonă în care se află Wuhan este totuși doar o mică regiune dintr-o țară imensă cu 1,4 miliarde de locuitori. La începutul anului, virusul s-a răspândit rapid și în afara granițelor Chinei. Thailanda a fost prima țară care a anunțat îmbolnăviri cu coronavirus pe 13 ianuarie. O săptămână mai târziu, Coreea de Sud, Japonia și Australia au anunțat și ele primele cazuri. Virusul a fost depistat ulterior și în Hong Kong, Macau, Taiwan, Vietnam, Malaezia, Singapore și în Nepal. Mai apoi, Statele Unite și Canada au anunțat la rândul lor îmbolnăviri. În fine, pe 25 ianuarie, Franța a confirmat apariția primelor cazuri în Europa. În total, 14 țări și regiuni din afara Chinei luptă acum cu virusul care are încă multe necunoscute. Mai multe țări caută soluții să-i aducă acasă pe cetățenii blocați în China. Autoritățile de la Paris se pregătesc să repatrieze pe calea aerului câteva sute de francezi rămași în Wuhan. Odată ajunși în Franța, vor fi ținuți în carantină timp de 14 zile. Până acum, Organizația Mondială a Sănătății nu a anunțat starea de urgență la nivel mondial. Directorul OMS a anunțat însă că va merge împreună cu o echipă de specialiști în Beijing pentru a analiza situația la fața locului alături de oficialii chinezi. În lumea medicală, opinia majoritară rămâne cea potrivit căreia virusul e de origine animală, a suferit mutații și s-a transmis la om. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.